Da, e o situație foarte tristă. Nu mi-am imaginat niciodată că se poate ajunge aici. O asemenea situație privează pe iubitorii de film de a vedea filme de artă, filme de calitate. Cred că nu se mai poate merge pe organizarea existentă anterior. Trebuie un alt tip de organizare, poate un model de cinematec asociat cu alte activități culturale legate de film, inclusiv cursuri, inclusiv cenaclu de dezbatere a filmelor, poate chiar un cineclub unde să se realizeze filme de către cei care doresc. Deci trebuie gândit puțin altfel, pentru că lucrurile și, să zic, atmosfera s-a schimbat legată de film. Dar prezența aceasta agresivă a filmului comercial, pe care o vedem atât pe ecranele televizoarelor, cât și în sările mall-ului, nu face decât să aducă un grav prejudiciu culturii noastre a tuturor. Da, sunt multe asemenea amintiri, mi-aș aduce aminte cu mare plăcere când am văzut cu mulți ani în urmă filmul Reconstituirea, care a rulat doar câteva zile, pentru că, se știe, a fost interzis după aceea. Am avut un șoc extraordinar, atunci am zis nu e posibil așa ceva, a fost așa un fel de revelație și lucrul acesta nu se poate uita.